Studii de fezabilitate prost întocmite. Acesta este motivul pentru care lucrările la splaiul Mihai Viteazul și bulevardul Tudor Vladimirescu vor întârzia. Circa 2 luni este termenul care se estimează că se vor întârzia aceste lucrări. Până atunci, traficul se va desfășura în continuare greoi pe cele 2 artere de circulație. Stratul de grosime asfaltului, cele 2 tipuri de mixturi erau la 10 cm, ele în realitate variază între 9 și 32 de cm. Am dat o medie, parcă. Da. Pornind de aici, în ședința din luna mai s-a aprobat efectuarea 2 expertize cu studiu geotehnic pe cele 2 bulevarde, expertizele căror rezultate le aveți consemnate în aceste documente. Primăria a luat deja toate măsurile necesare, iar în cel mai scurt timp, firma constructoare se va ocupa de realizarea altor studii de fezabilitate. Am fost obligați să facem o expertiză. Pe baza acelei expertize refacem proiectarea, o luăm de la capăt cu această proiectare, cu noi soluții pentru aceste bulevarde și eu sper ca în maxim 2 săptămâni să avem totul pregătit. Luăm de la capăt drumul către București pentru că finanțarea ne vine de la București și pe baza aprobării de la București continuăm lucrările. Deci ei anunț pe cetățeni că mai devreme de 1 lună de zile lucrările la aceste bulevarde nu pot începe. Lucrul cel mai important este că întârzierea lucrărilor nu va cauza niciun prejudiciu în bugetul local al primăriei. Noul studiu de fezabilitate va fi suportat din cheltuiala firmei constructoare. Asta înseamnă banii în plus din bugetul primăriei? Nu. Asta e singurul lucru bun sau vestea bună este că nu vom cheltui niciun ban în plus pe lucrarea în sine, dar ne vom adresa instanței, vom da în judecată firma care a făcut studiul de fezabilitate și care ne-a oprit din lucrări, greșeala făcută a oprit lucrările și suntem în postura în momentul acesta să lungim termenul pe care îl avem pentru aceste bulevarde. Din fericire, constructorul nu s-a apucat și de bulevardul Tudor Vladimirescu pentru că, într-adevăr, chiar era o problemă mare. Lucrările la bulevardul Tudor Vladimirescu nu au început încă, însă cele la bulevardul Aluniș au fost demarate la începutul acestui an pe timpul mandatului lui Constantin Gherghe. Banii necesari acestor investiții au fost alocați de guvernul Ponta.